Sindicaliștii de la Lisa Drexelmeier au încetat lucrul între orele 7 și 9. Ei s-au aflat în grevă de avertisment, în semn de protest că nu s-a încheiat noul contract colectiv de muncă, cel vechi expirând pe 7 iulie. Deși negocierile cu reprezentanții conducerii au început încă din primăvară, până acum nu s-a ajuns la niciun numitor comun. Lisa Drexelmeier întotdeauna a declarat că e pe punctul de a pleca la fiecare negociere. Eu lucrez de vreo 15 ani în firmă, 17 chiar, și la fiecare negociere suntem amenințați cu plecarea. Deci dacă cerem bani, automat ei ne amenință că o să plece. Doi la mână. Nu am cerut mare lucru. Salariile compensatorii și contractul să rămână așa cum sunt. Ținând cont că Lisa Drexelmeier a rămas cel mai mare angajator piteștean, cu circa 3800 de salariați, în medierea acestui conflict de muncă s-a implicat chiar și conducerea prefecturii, însă fără niciun rezultat până acum. Cei de la companie ne-au spus că intenționează să dezvolte societatea de aici, în sensul că doresc să investească în jur de 5 milioane de euro în dezvoltarea, pe de o parte, a clădirii și a condițiilor în care lucrează personalul din societate și, pe de altă parte, în mașinile, în instalațiile pe care le au în cadrul societății. Am remarcat și eu, este disponibilitatea atât patronatului cât și sindicatului de a discuta, de a negocia și noi decât am vrut să știm ce se întâmplă și care sunt căile de dialog între sindicat și patronat. Unele dintre punctele la care s-au împotmolit negocierile au fost majorările salariale și durata contractului colectiv de muncă. Pentru a continua programul de investiții, conducerea societății a cerut ca noul contract colectiv de muncă să se semneze pe 2 ani, condiție care nu a fost acceptată de sindicaliști, ce vor să semneze doar pentru un an. Lisa Drexelmeier produce cablaje auto, în special pentru firma Audi.